Regizorul Radu Gabrija va turna următorul său film în zona Mediașului. Lindelfeld, Câmpul de Tăi, este povestea unui sas care părăsește România la vârsta de 15 ani, iar acum vrea să se întoarcă acasă fără să știe că locul său natal nu mai există. Fiul său nu poate îndura să-și lase tatăl să descopere tragedia, așa că se apucă să reconstruiască un sat părăsit de multe generații. După ce în 2007 a realizat o parte a filmului său Cocoșul decapitat la Mediaș, regizorul Radu Gabrija intenționează să revină în zona pentru următorul său film, lungmetrajul de ficțiune Lindenfeld, după un roman de Ioan Temorar. Radu Gabrija s-a întâlnit astăzi la Mediaș cu primarul Teodor Neamțu pentru a discuta despre acest proiect. Caut aici niște, în regiunea asta a Târnavelor, niște locuri potrivite pentru film. E vorba de povestea unei sas care părăsește România în anii, la vârsta de 15 ani, ajunge foarte bogat acolo și, fiind foarte târziu, pentru aniversarea lui, fiul lui vrea să organizeze, să facă o bucurie și să iată satul unde a născut el. Și satul ăla e ruinat, e distrus. Adică nu mai există, e golit. Și atunci pune la cale împreună cu niște localnici să refacă satul cum a fost. Asta e povestea. Și el vine și vede un sat care e un sat, de fapt, refăcut, nu e real, cu decoruri, cu actori care joacă rolul sătenilor, la teatru german și așa mai departe. Asta e povestea. Și se va petrece într-un an din zona asta. De asta am venit să vorbesc cu primarul. Deci e posibil ca o parte din film să fie filmat aici, în media și zona? Păi, da, exact, sigur. Tot film. Ei, nu știu asta, că nu pot să vă spun, că cum o să facem exact producția, că probabil că interiorele să le facem la București, că ne costă mai mult să stăm aici să filmăm, dar exteriorele e sigur aici. Trebuie să găsim un sat ăsta care s-a mai dus, cum a fost satul Marancref sau așa mai departe, care este mai paradit, nu mai refăcut și refacem pentru film și așa mai departe. Deci se petrece în zona asta, evident. Lindenfeld există în realitate și este un sat părăsit situat în estul Banatului, la sud-est de municipiul Caransebeș. Localitatea a fost constituită în anul 1827 de coloniștii sosiți din Boemia, pe versantul opus al masivului Semenic, la poalele vârfului Nemanul Mare. De mai bine de 20 de ani, localitatea este părăsită în totalitate.